mă, filmul ăsta, eu îl știam numai după amintiri. Dar după ce l-am văzut o dată, de două ori, de trei ori l-am văzut, mă, mi s-a părut filmul extraordinar, știi? Și am zis, domnule, păi, dar nu, nu-ți alege să fie... Ăsta e Mircea. Mircea Dinescu. Aha! Maestro, ne uităm la cucișătorul Potemkin. Tu, ok. Ăsta-i ulei? Demi dulce, așa. Vai, mâna să-i. Bă, există în poate. Dacă facem aici. Aici o fac. Bun, bine. Da, bun. Asta-i ulei alb. Trebuia să românească, dar nu vreau. O seară bună, stai și tu. O vizionare plăcută. Și ție. Aș face o emisiune aici cu Mircea. Zuga, bună. Pa, pa. Ok. O să dorm pe piață la Africa. Eu zboară de Mircea. Băi, frate. Să nu te înveți, tu bei un pic? Sigur, maestre, mulțumesc frumos, că asta e o ocazie destul de rară să beau vinul lui domnul Dinescu. Dinescu, de mai am de nu știu câți ani. Da, stai-mă puțin. Beau din paharul meu și pe urmă îți pui tu acolo, îl cureți cu un pic de apă, că nu mai am alt pahar. Nu, e nicio problemă, maestre, că nu mă deranjează să bem din nu, același pahar. Tu, mai dai cu niște apă, eu îl beau eu așa. Mă duc sus, știi ce? Am uitat ceva în ăla, în zi. Uri, am băgat o sticlă de whisky azi, noapte singură. Și nu să mă văd de la ce. Multă sănătate, maestre. Și dumneavoastră, mulțumesc mult. Ăsta, tu, filmul ăsta merită văzut, ți-am zis, cadre și montaj, cadre și montaj. Ăsta este marele lucru la filmul ăsta, așa. Bine, îți cu texte din astea, așa, știi? Aici tu care știi engleză, e și mai bine. Filmul e făcut prin 20 și ceva. Și sunt multe scene extraordinare, alea cu
scările acolo, să vezi. Mă duc până sus, s-a zis că nu mai pot da. Ca pe apă am băut, nu mai vreau. Care trebuie Mircea Binescu? Eu de pe care vine, când vine pe aici, pune-mă salută. Odată eram în atelierul, intră Mircea și zice, ce mori? Eu am zis, bă, măcar și moșa lui Mircea Binescu. Care ești, bă, acolo? Mă apropie la, mai de el și nu văd de mine, zic, Mircea, tu ești? Da, mă, eu sunt. Ah, bun, iată, mă, nu știu ce mă, că nu știam cine e de la distanță. Tu pe Mircea, pe Mircea îl știu dinainte de 89. De la o petrecere, la o prietenărie, doi n-au scultorit. Lăsa atunci pe strada Paris, din perioada când Mircea era la... să stea acasă, știi, n-avea voie să iasă public. Și într-o seară l-au lăsat la mine la Doina. Atunci l-am cunoscut, dar eu îl știam ca poet dinainte, dar nu l-am văzut prima oară. Era tână. Mircea cu 10 ani mai mare. Eu din 50? Nu, cu 7 ani mai mare. Din 50, tu seama cum era tu. Și el a fost un poet din ăsta, foarte... efervescent, căuta noutatea. N-a fost el un postmodernist din asta, a fost postmodernist, dar un foarte bun de versificator și spunea în versurile lui lucruri din asta, îndrăznețe. Da? Cărțile, eu am multe cărțile. Era multe cărțile lui, astea ultimile nu le-am. Că nu l-am mai pregăsit prin librări. Cred că ultima carte aia, de rând de biserică sau așa. Ceva mare, ceva... De fiecare dată vine aici, mă bucur. Și Marian, mamă, cel mai admirat pe Mircea când venea. Și el, Marian, îi vedea emisiunile. Eu zic, băi, dar nu m-am uitat la astea cu bucătăria. Dacă ar fi avut emisiunile de poezie, care își găsește câte o dopamină din asta, câte o... Nu poți să scrii numai poezie și stai în alcoolism ca nu știu care alt poet. Face și el. Cu sine Arda. E... La cetate are acolo o poveste foarte interesantă. Mai bine de multe ori la distanță. Bă, n-am făcut ceva așa câți ai. Bă, câți ai? O, 6, o, ești mic, ce am eu, 5. Dar e un tip fain așa, odată a venit la o expoziție de-a mea la Casa Vernescu. Toți știau pe cine nu știe pe Mircea Dinescu, știi? Și i-a plăcut o lucrare foarte mult. Bă, i-am cerut niște bănișori, că atunci o duceam prost. Și... a venit cu soția lui și a zis, așa, 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 i-aș face toate niște portrete lui și nu m-aș să-i vedeau așa. Ok, gata, vă duc sus că mi-am uitat ceva acolo. Ăsta, bunuri, cartea, o pun la loc, m-am citit. 14 zile e terminat, deja ai început așa, cu rococo parcă ai început. Rococo, nu, baroc, rococo, clasicism, neoclasicism, ce mai ai?